Protocolul adus de secretarul de stat Maricel Popa la Târgu Jiu și care trebuie semnat de sindicate, conducerea CEO și Ministerul Energiei, conține un plan social care trebuie pus la punct de cele trei părți, astfel încât în următorii ani să plece cât mai puțin mineri și energeticieni acasă. Se vorbește în aceste zile despre mai multe variante privind numărul de disponibilizări la CEO. Ion Rușeț, prin vicepreședintele FNM, a declarat aseară în cadrul emisiunii Local TV de la Gorj TV că fondul Proprietatea face presiuni pentru a se da afară un număr de 8.000 de angajați în următorii 4 ani. Sindicatele spun însă că 2.000 de salariați vor pleca acasă, respectiv 500 în fiecare an. În momentul de față suntem în situația în care discutăm despre un plan de management al domnului Ciurel. Există un asemenea plan. Vorbește de un număr de disponibilizări pe o perioadă de 4 ani. Știm acest lucru. Înțeleg că în jurul cifrei de 2.000 pe această perioadă de 4 ani. Deci următorii 4 ani. În următorii 4 ani, care înseamnă un 500 de disponibilizări media anuală. Fondul Proprietatea face o presiune enormă împotriva directoratului, dacă vrei, sau pe directorat, pentru ca să discutăm despre un program de 7-8.000 de disponibilizări în această perioadă. Deci un program, dacă vezi, de 4 ori mai mare. Tot pe perioadă de 4 ani? Tot pe perioadă de 4 ani și dacă se poate o disponibilizare masivă la început. Disponibilizările vor continua și după listarea la bursa pachetului minoritar de acțiuni de la CEO, spune Ion Rușeț. La întâlnirea cu ministrul energiei Constantin Niță s-a luat în calcul și disponibilizarea a 12.000 de angajați de la CEO în următorii ani. Sindicatele spun că încearcă să găsească soluții. Am întâlnit cu delegația Ministerului, condusă de domnul Iisus Delegat Niță, în care s-a spus, după listarea la bursă, ne așezăm la masă și vedem. Păi s-a amânat, am înțeles, nu? Bun, pentru anul viitor. Dar pentru mine există îngrijorare și preocupare. Și când au avut o asemenea declarație, corect, după listarea la bursă, ne așezăm la masă și vedem dacă mai e nevoie de 17.000, poate e nevoie de mai puțin, s-a folosit chiar numărul de 12.000 și acest lucru mi-a dat îngrijorare. Săptămâna viitoare va exista o nouă rundă de negocieri între sindicate, conducerea CEO și reprezentanții Ministerului Energiei.